Bună ziua, bună dimineața, dragi oameni de pe tine, fie că vă aflați în țară sau în străinătate, bine ați venit la noul nostru episod al podcastului Revista România Culturală. Astăzi avem de discutat un subiect foarte important, am început noul an, deja mai avem puțin și să termină luna ianuarie. De fapt, mai avem câteva ore și se termină ianuarie. Subiectul este patriotismul, patrioții de astăzi, de ieri și de alaltăieri. Cum mai stăm cu patriotismul și ce înseamnă, de fapt, astăzi a fi patriot în România, mai ales și în legătură cu criza în care ne aflăm, sau crizele de mai multe tipuri, în care ne aflăm astăzi în lume și cum ne raportăm noi la ele. O să vorbim despre foarte multe lucruri astăzi, dar o să trecem în revistă destul de repede, o să le discutăm. Vom vorbi despre adevărații patrioți, despre Alianța pentru Unirea Românilor, ce am mai făcut, ce s-a mai întâmplat, despre Ovidiu Curduzeu, Constantin Cojocaru și Călin Georgescu, cam printre cei mai de seamă de altfel patrioței României din ziua de astăzi. În România, care sunt în România, Constantin Cojocaru, din păcate știți foarte bine, nu mai este în viață de ceva timp, de câțiva ani, dar a rămas moștenirea sa, proiectul său de țară. De asemenea, despre proiectul de țară, care pe energie vreau să discutăm un pic, și despre distributism. Dacă este sau nu soluția pentru salvarea României, soluția pentru viitorul României. România nu mai înseamnă nimic în lumea geopoliticii globale. Astăzi este o, hai să spunem, o știre destul de îngrijorătoare pentru noi, pentru că, iată, chiar nu mai venim la masa negocierilor cu nimic, de altfel n-am mai venit de câteva zeci de ani încoace. Tot venim să cerem, tot venim să ne plângem, tot venim să ne supunem foarte multor reguli și regulamente, MCV-uri și așa mai departe. Și ușor, ușor să ne dăm din mână suveranitatea, deși pe altă parte încercăm să ne o recuperăm. România a făcut iarăși istorie, având în vedere că e cam singura țară din Europa verde, singura țară verde, și nu ne referim la altceva decât la numărul cazurilor de așa zisă boală numită COVID, care au scăzut într-atât încât ne-au adus pe noi la stadiul acesta de țară prietenoasă, pentru că în psihologia culorilor, de fapt, verdele înseamnă prietenie și este, bineînțeles, opusul stării de inamic, de adversar, de neprietenos, de ostil sau ostentativ. Iată că astăzi România nu mai este ostilă din punctul de vedere sanitar al unui, așa zise, ordini mondiale, de fapt mare reset, tocmai pentru că are o rată de așa numită vaccinare, falsă vaccinare de altfel, împotriva acestui flagel, o rată scăzută, o rată cam la coada țărilor din Europa. Și iată că din această cauză, din acest motiv, am devenit o țară verde. Foarte bine, bravo nouă, felicitări românilor, tuturor românilor care n-au achiesat totuși la acest tip de, nu știu cum să le spunem, seruri experimentale. Bun. De altfel, nu vrem să intrăm prea mult în subiectul sanitar, ci în subiectul politicii și istoriei mondiale. Mai facem noi istorie? Iată că am făcut. Dar de acum încolo va trebui să facem și mai mult. Vom vorbi despre mass media și ce spune mass media mainstream această perioadă despre viitorul României.
Vin rușii, vin rușii, iar vin rușii și tot așa. Va fi sau nu război, o să vedem un articol foarte interesant, o analiză a domnului profesor Dan Dungaciu cu privire la această îngrijorare noastră pe bună dreptate sau nu, nu se știe. Pentru că, iată, astăzi rușii se retrag puțin câte puțin din Ucraina, din câte am reușit să găsim pe surse. Dar vom vorbi de asemenea și despre cazul Ucraina. Ucraina, sau la margine, cum se spune de altfel în limba rusă, asta înseamnă Ucraina în limba rusă, un stat, o țară artificial creată, o țară tampon pentru a acoperi, cum să spunem noi, toate corupțiile care se întâmplă, se petrec la granițele central-estice ale Europei, până în zona Rusiei, bineînțeles. Și o să vorbim și despre cam ce ar însemna România pentru Rusia astăzi. Pentru că iată că îngrijorarea este, o să mergem sau nu la război, ne vor ataca rușii sau nu, nu se știe. Nu se știe, ba se știe, nu au motiv. Pentru care, pentru că noi suntem inexistenți în Europa. Repet, nu negociem nimic, nu spunem nimic, nu facem nimic, doar așteptăm să ni se dea. Așteptăm să ni se facă, nu să construim, ci așteptăm să ni se construiască, să ni se producă și noi să consumăm. Deși țara, bineînțeles, că este încă plină de resurse, deși am putea avea acces la aceste resurse și, bineînțeles, că am putea să le, cum să spunem noi, să le exploatăm, hai să o zicem așa, într-un mod sustenabil pentru noi și, bineînțeles, pentru economia Europei. Încă dacă economia României funcționează, poate să funcționeze și economia celorlalte state europene și, bineînțeles, implicit economia Europei ca și continent, ca și entitate geopolitică. Dar vom mai vorbi și despre ce este o dictatură și de ce se întâmplă acum mai nou. Foarte multe încercări și experimente de tip geopolitico-dictatorial și vrem să spunem că am fost revista România Culturală la Bruxelles. N-am fost eu, a fost partenerul și colegul meu Mihai, în colaborare cu News România. La protestele de la Bruxelles, pe 23 ianuarie anul acesta. Deci am fost acolo și ce am văzut și ce putem să ne, ce putem să spunem pe scurt despre acest protest și de altfel despre regimul de acolo, de la Bruxelles, mai ales pentru că este un model, nu de îndogomat, de altfel, este un model care ar putea să fie implementat și la noi. Sunt ordine care se dau, ordine care se execută și vom vedea exact ce ne așteaptă, dacă nu ne supunem. Bun, care este viitorul României? Este oare viitorul României globalismul sau distributismul? Vom vorbi și despre aceasta și vom face un mic istoric, așa cum am spus. O să trecem în revistă micul istoric al distributismului în România, ca să ne aducem aminte ce am avut și ce am pierdut, așa cum am mai spus, și în contextul actual ce ar însemna de fapt distributismul și de ce am putea să-l implementăm și cum, mai ales ce efecte, ce avantaje și ce beneficii ne-ar aduce în în contextul actual al crizelor prin care trecem, mai ales crize economice, pentru că acum, iată, au început să crească prețurile la utilități, prețurile la alimente de bază și celelalte tipuri de alimente, perisabile sau neperisabile, în sfârșit, prețurile în general la tot ceea ce înseamnă economie au început să crească,
tocmai datorită creșterii prețurilor la resursele energetice. Și au început să crească dintr-un anumit motiv foarte bine întemeiat, din punctul lor de vedere, nu din punctul nostru, al consumatorilor și al utilizatorilor de finanțe, ca să spunem, al cheltuitorilor, al celor care fac cheltuieli. De asemenea, vom vorbi și cu aceasta, o să încheiem, despre distributiștii care sunt considerați utopici astăzi de către cei care sunt adepții monopolismului de tip de stânga, de tip corporatist, dar și despre cum sunt ei considerați utopici de către stânga clasică a geopoliticii sau a politologiei, în sfârșit, acelei științe care ne explică ce e politica și cum ar trebui ea pusă în practică. Utopia. Utopia este o formă imaginară de o regim, comunitate, doctrină, trai și altele, sau un ideal, o idealizare a unui tip de unui fel de a fi, unui fel de a trăi și de a acționa, de a crea sau de a produce, care nu ar avea baze reale și nu ar fi fiabil să se implementeze nicăieri în lume, nici măcar nu ar merita teoretic să existe. Pentru că dacă o teorie nu poate să fie verificată în practică, bineînțeles că nu ar avea absolut niciun scop pentru care să existe, desigur. Care sunt adevărații patrioți? Adevărații patrioți, ca să începem și noi să intrăm în pâine, adevărații patrioți sunt aceia care sunt pe, să spunem așa, sunt în umbră. Sunt patrioții care niciodată nu se văd, dar care tac și fac, care lucrează în folosul oamenilor, comunității, patriei, țării, limbii din care fac parte la nivel, mă rog, lingvistic și fonetic, dialectic, etc. Sunt aceia care sunt mereu puși în umbră din diferite motive. Ori că practic oamenii nu ar vrea să iasă la rampă, să vorbească și să le ia locul, pentru că, de ce nu? În ziua de astăzi, politicianismul, nu politica, pentru că nu există politică în România, apropo, este de tip carieristic. De ce să ne ia nouă locul, adică cine sunt ei? Noi știm cel mai bine. De fapt, ei nu știu nimic. Mai rău de atât, țin locul adevăraților profesioniști sau patrioți care ar putea să facă ceva și care chiar fac la nivel civic, pentru că patrioții la nivel politic nu au loc de toate aceste elemente care îi țin în loc să nu facă ceea ce trebuie pentru țară. Sau mai este cazul în care patrioții practic sunt reduși la tăcere și au fost cazuri, câteva cazuri destul de bune, de-a lungul ultimilor 32 de ani, dintre care, bineînțeles, cel mai cunoscut caz, pe care insistăm și noi să-l luăm ca exemplu de ce nu trebuie să se facă, a fost cazul domnului Constantin Cojocaru. Am mai vorbit, el a fost realizatorul legii Cojocaru, care a fost în opoziția și s-a opus total vehement legii lui Saul Bruckner alias Silviu Brucan, legea numărul 15 per 1990, legea așa zisei privatizării. O lege criminală, o lege de furt calificat, o lege a unei privatizări care nu există, pentru că
proprietatea privată în România era privată. Mijloacele de producție, bunurile mijloace de producție, printre care și cele industriale, erau private. Nu trebuiau să se reprivatizeze sau privatizeze, cum au spus ei. Astfel că privatizarea respectivă era un nonsens. De aceea s-a opus, a fost respins în enumerate rânduri. Mai târziu, legea Cojocaru sau varianta Cojocaru a fost rescrisă, revizuită, refăcută și mai târziu a devenit ceea ce noi putem numi astăzi printr-o mișcare inițiativă cetățenească, Constituția Cetățenilor. Ați auzit de ea? Nu ați auzit mulți dintre voi de ea. Am spus și în episoadele trecute, parcă în episodul 23, dar chiar și în episodul cu rivalitățile dintre patrioți, pe care vă rugăm aceste două episoade, cel cu hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, și cu rivalitățile dintre patrioți, vă rugăm să le vizionați când aveți posibilitatea, să le revedeți cei care le-ați văzut deja, pentru că acolo am dat și câteva chei foarte interesante, soluții și mai departe am putea să spunem că astăzi patrioții pățesc la fel. Sunt reduși la tăcere, unii dintre ei chiar fizic. Avem câteva cazuri, Pavel Curuț, Doru Dinu Glăvan, cu toate că unii dintre ei mai recent nu au fost așa de vocali cum a fost domnul Constantin Cojocaru, care iată a venit cu un proiect de țară, care astăzi nu prea mai este nimic cu el. Nu se mai întâmplă nimic. Dar încă este carte scrisă și poate fi reluat, să spunem așa. Putem să revenim asupra lui și să îl propunem pentru dezbatere și pentru referendumul de schimbare a Constituției. Dar, deocamdată, este destul de periculos să facem astfel de referendum. Anevoios, periculos, dificil și nu mai are rostul. La fel, într-o oarecare măsură, s-a întâmplat și cu domnul doctor Călin Georgescu. N-au contat foarte mult aceste, cum să spun, proiecte ale marilor patrioți. Au fost și sunt în continuare destul de criticați unii dintre ei. Și o să vorbim, au fost considerați ca fiind utopici. Ceea ce au scris ei este o utopie, mai ales acum că, vezi, doamne, proprietatea nu mai există în România, proprietatea aproape că nu mai există, proprietatea bunurilor mijloace de producție, astfel că industria și producția românească, economia românească nu mai există. Dacă este adevărat sau nu, vom vedea. Printre care și domnul Ilie Șerbănescu, economist, a fost de acord cu aceste lucruri, că într-adevăr nu mai există economie, economie românească reală și că cel care deține proprietatea în România este, bineînțeles, factorul extern, factorul străin. Este parțial adevărat, dar încă mai avem români și încă mai avem proprietate privată, proprietate personală, și încă se mai poate face ceva, încă se mai pot deschide afaceri, încă afacerile care s-au deschis încă mai pot să producă. Totul vine de aici. Gândim sau nu gândim? Adevărații patrioți au fost, deci, ținuți în conuri de umbră, au avut legături cu diversi, factori politici interni, cum a fost cazul domnului Constantin Cojocaru cu Dan Diaconescu, care Dan Diaconescu i-a furat un partid pe care l-a înființat atunci și
care s-a numit Partidul Poporului. Partidul Poporului nu s-a numit de la bun început PPDD, Partidul Poporului Dan Diaconescu, s-a numit Partidul Poporului. Președinte și fondator, bineînțeles, a fost Constantin Cojocaru, dar printr-un artificiu, o escrocherie, mă rog, printr-o convingere, cumva, l-a lămurit pe Constantin Cojocaru să îi dea președinția partidului și, în schimbul, la un milion de votanți, din câte ne aducem aminte, astfel că domnia lui a pierdut partidul în favoarea lui Dan Diaconescu, care astăzi, mă rog, iarăși a revenit pe scena publică, timid, destul de timid, dar a revenit ca și, hai să spunem așa, jurnalist. Cu toate că dacă faci podcasting, neapărat nu ești un jurnalist de săvârșit și oricum nu mai fost cât timp ai adus o metodă de can-can în știrile din România. O metodă care nu ne aparține. Trebuie să spunem, pentru că și jurnalismul face parte din cultura română, o metodă care a venit din Occident. O Occident la care ne uităm în continuare și noi ne-am uitat până nu de mult, până de când suntem în așa numita pandemie, de fapt plandemie. Ne-am uitat spre Occident cu plăcere, salivând că vrem o țară ca în afară și iată că în afară este cumplit. În afară este roșu. Nu e verde. Nu e verde ca în România. Nu e verde ca în țară. Bun. Metoda pe care a adus-o Dan Diaconescu, o metodă de cancan în știri, făcea din știri spectacolul știrilor. Până la urmă, dacă stai să te gândești logic, spectacolul știrilor nu sunt știri, nu e știre. Dacă faci dintr-o știre, spectacol. E foarte clar. Și atunci, intri în bula asta a show-ului de vină, ca să spunem așa, dar te discreditează. Te aruncă în acele jocuri ale foamei unde se dă pâine și circ. Nimic mai mult. Se ține populația pe de-o parte, iată, cumva inertă, să nu facă nimic. Se ține departe de a acționa, cu toate că acum românii totuși nu sunt proști. Românii au ieșit în stradă, românii fac acțiuni civice, acțiuni juridice. Românii au început să se cultive juridic, românii au început să își dea seama și să respingă, să spună nu, întregii dictaturi de tip globalism. Dacă globalismul ar fi funcționat, n-ar fi fost impus cu forța și într-un mod ilegal. Foarte clar. Foarte clar. Dar globalismul nu funcționează. Astfel că nu este un viitor pentru noi. Altul este viitorul nostru. Vom vedea. Călin Georgescu a fost propus, nu numit, atenție, ca președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Românilor, AUR. Ce înseamnă acest lucru? Bine, a fost desmințit de către, această chestiune a fost desmințită de către copreședintele Claudiu Târziu. De ce? Pentru că pentru a fi numit președinte de onoare, trebuie să fie numit în Congresul AUR. Nu așa pentru că l-au numit unii, alții dintre membri. Nu este suficient, nu e legal de altfel și nu așa se face. Bun, dar atunci ce înseamnă acest lucru? Este cumva un soi de ideolog de acum încolo al AUR-ului. Pentru că așa se vehiculează în presă. Iată, AUR, pe lângă faptul că a fost iarăși și este destul de lovit pentru că a început să se ia piept în piept cu mass media mainstream, mass media cu experiență în
detractări, defăimări și minciună. Dar și corupție. Și ca și consecință sau corolar, bineînțeles că vorba aceea românească și-a luat-o în freză. Toată mass media asta spune, oamenii rușilor, neolegionari, neofasciști sau mai știu eu ce altă etichetă. Lipsă de cultură din partea acestor pseudo-jurnaliști sau jurnalistoizi, în care nu fac nimic altceva decât can-can. Aici eu nu-mi spun suflă în cască. Îmi suflă în cască și îmi spune, ăsta nu este jurnalism. Asta este bătaie de joc. Cum dovedești că sunt cu rușii? Cum dovedești că sunt neolegionari? Pe ce te bazezi? Pe ce doctrină? Pe ce fel de? Pe ce fel de ideologie te bazezi? Au revenit la a colabora cu domnul Călin Georgescu. Să vedem și să sperăm că își vor ține cuvântul. Aur a mers recent, George Simion de altfel, la Madrid pentru a-i vizita pe românii de acolo și a le ține o cuvântare. Bineînțeles că mass media mainstream a proces și a spus că a plecat la Madrid cu certificatul verde. S-a vaccinat sau ce? George Simion a desmințit. Dar mass media în continuare a subliniat-o și a repetat-o peste tot. A plecat cu certificatul verde. S-a vaccinat sau cum? Este un tip de chestiune care se numește repetiția imama învățăturii. Atunci când pui o întrebare, când o repezi de foarte multe ori, devine afirmație, nu-i așa? S-a vaccinat sau cum? S-a vaccinat sau cum? S-a vaccinat sau cum? S-a vaccinat? S-a vaccinat? S-a vaccinat? S-a vaccinat? S-a vaccinat, s-a vaccinat, s-a vaccinat, s-a vaccinat. Eh, da. Nu s-a vaccinat, a plecat cu test. Și a luat certificatul. Se poate lua certificatul cu test. Faptul că ai acel certificat care nu dovedește nimic, nu înseamnă că ești înțepat cu seruri experimentale care nu sunt vaccinuri. O să urle mulți și o să zică, cum adică ce ai spus? Cum adică nu e vaccin? Ba da, e vaccin. Ba nu, nu e vaccin. Și tot așa. Nu s-a înțepat cu serurile experimentale. Nici nu are de ce. Se mai poate lua certificatul respectiv și dacă ai trecut prin boală, cu ghilimele de rigoare, sigur, intri în sistem, ți se va scoate certificat, certificatul e valabil, poți să, între ghilimele, circuli liber, cu toate că acum nu mai există starea de alertă. Ați auzit bine? Și asta poți să circuli temporar, până la următorul, între ghilimele, certificat. Bun. Dar toată această luptă mediatică împotriva AUR a venit și pe fondul faptului că iarăși a apărut un peisaj domnul Călin Georgescu împreună cu ei. Au început să facă câteva acțiuni împreună. Au fost văzuți, bineînțeles, în mass media, să nu cumva să credeți că băieții de serviciu din mass media nu se uită pe YouTube la diversi rivali de-i lor, ca să spunem așa. Ba se uită și pe Facebook, ba se uită și în alte părți,
Ba, sunt foarte bine informați. Dar ei or fi foarte bine informați, dar dezinformează. Aceasta este problema. A dezmințit-o și domnul profesor Ovidiu Curduzeu, faptul că nu este chiar președintele de onoare al Alianței, ci a fost propus. Pentru că, v-am spus, președinte înseamnă să fie denumit într-un congres al aurului. Distributismul este sau nu o soluție viabilă pentru România? Domnul Ovidiu Curduzeu a fost recent, acum o zi, două, la Capital TV, la Titi Sultan, într-o dezbatere împreună cu alți invitați, în care a vorbit despre distributism, în care a răspuns la câteva întrebări din public cu privire la soluția pe care o propune proiectul de țară, hrană, apă, energie, v-am mai spus despre el, scris de către Călin Georgescu și propus pentru viitorul României de acum încolo, pe termen lung de acum încolo. Și ce am putut să constatăm este că pe lângă faptul că a venit cu date concrete și foarte bine documentate, domnul Curduzeu, nu a fost lăsat. Vă rog să urmăriți pe Facebook acea intervenție. Este o emisiune de vreo aproape o oră jumate sau două la Capital TV. Capital TV cu capa. Nu a fost lăsat să vorbească foarte mult despre distributism și despre, mă rog, despre soluția pe care o aduce proiectul nostru. Ceea ce mă face să cred că iarăși se repetă istoria în care, într-adevăr, acești, din punctul de vedere al adepților de stânga, clasici sau ultra, mă rog, moderni, sunt considerați utopici. De ce? Pentru că totul trebuie să fie complicat pentru ei ca să funcționeze. Totul trebuie să fie complex și complicat, dificil, de greu de făcut, e greu să schimbi economia unei țări, e greu să repari, e greu să faci, e greu să dregi. Dar când vii cu soluții simple și cu argumente care, atenție, au verificabilitate practică în alte țări și în România, în România mai prin perioada interbelică, atunci nu ești lăsat, deranjezi. Astfel că adevărații patrioți întotdeauna deranjează. Deranjează atât pe cei care se afișează ca fiind mari luptători, analiști politici sau nu, din mass media sau nu, cât și pe cei care sunt falși patrioți. Există și astfel de patrioți. Istoria micului producător, dar întâi să dăm definiția, că distributismul înseamnă larga răspândire, nu-i așa, a proprietății productive. Larga răspândire a proprietății productive în mici comunități. Fie la un singur producător, fie la câțiva. Larga răspândire a proprietății productive este inversul producției la scară largă. Care este producția industrială? Industria nu are de-a face nimic cu distributismul. Deși, desigur, metode practice din economice practice din distributism se pot aplica și în industrie. De ce nu? Dar nu are
este total opusă. Distributismul cu industrializarea sunt două lucruri total opuse, precum apa și uleiul. Dar distributismul și micul istoric al distributismului în România este foarte interesant. O să dăm și noi un pic de screen share, ia să vedem. Micul istoric începe, bineînțeles, în perioada interbelică, dar mai are și câteva câteva apariții dinainte de perioada interbelică, și anume în secolul 19, după mica unire, sau mai bine zis, unirea principatelor române, n-a fost mică deloc, a fost una dintre cele mai mari, bineînțeles, și precursoare pentru următoarea mare unire, de la 1918. Avem și noi file din istoria distributistă de la noi, pe pagina hurduzeu.ro, pagina domnului Ovidiu Hurduzeu. Vă invităm să o ascultați, este un fișier audio, o înregistrare, în care vorbește despre diverse aspecte din istoria distributismului, atât în țară cât și în alte țări, în străinătate. Economia nu ar trebui să fie economie profană, ci e o economie bazată pe spiritualitate, pe economia aceasta cristică sau hristică, dacă vreți, o economie a omului către om, față către față, om cu om, din preună. Bineînțeles, când spunem distributism, în primul rând spunem agricultură. Distributismul nu înseamnă numai agricultură, dar da, este cele mai multe metode distributiste sunt aplicate în agricultură. Și sunt aplicabile pentru agricultură. Sunt de altfel, primele forme de distributism din lume. Normal, pentru că acolo când începi să produci pe scara economică hrană, apă și energie, în special hrană, dar și apă, atunci sigur că devii un agricultor, devii un cultivator de pământ și crescător de animale și ajungi la producția în comunitate, ca mai apoi să extinzi și să producă comunități împreună cu alte comunități și împreună cu alte comunități, până la acoperirea prin rețea a întregii planete. Dar nu vorbim neapărat de o metodă globalistă. Când vorbim că acoperim întreaga planetă cu rețele distributiste, nu înseamnă neapărat un globalism. E de altfel un nonsens, pentru că globalismul niciodată nu o să fie în fază de rețea, ci mai degrabă în fază de în fază piramidală, fază centralizată. Dar să vedem cam ce înseamnă de altfel rețeaua distributivă sau distributistă, cam cum arată și ce a vrut să spună domnul Hurduzeu atunci când l-am întrebat ce este de fapt distributismul și de ce hrană, apă, energie la Capital TV, la Titi Sultan. Rețelele distributive sunt rețelele
care nu au o formă centralizată. Să spunem așa. Hai să vedem dacă putem să vedem și noi. Nu au deloc o formă centralizată, nu există centralizare acolo. Este de fapt o formă de răspândire chiar largă a ceea ce de fapt înseamnă cooperarea economică, socială, bineînțeles, de ce nu, între membrii acelei comunități. Iată. E o rețea unde toate punctele au legătură unele cu altele. Dacă eliminăm, să spunem așa, o legătură de aici, o legătură de aici, nu e nicio problemă, pentru că rețeaua continuă. Este infailibilă. Spunea domnul Hurduzeu, este tare ca diamantul. Iată că aici, de exemplu, nu avem o legătură, un pic mai jos, da? Nici aici nu avem o legătură între aceste două puncte, ci indirect printr-un alt punct. Spre deosebire de rețeaua centralizată, care este cea mai vulnerabilă, aici există un punct central, care dacă acest punct central crapă, ca să spunem așa, toate celelalte puncte rămân fără reglementator, fără stăpân. Pică și ele, pentru că nu au legături între ele, după cum vedeți. Aici este un pic mai, cum să spun, evolutiv. Au evoluat rețelele de la centralizate la descentralizate, ca să spunem așa, deși se poate și invers, o involuție, de la distributivă sau distribuită, sau distributistă, la descentralizată și apoi la centralizată, pentru că oamenii nu mai vor să conlucreze din cadrul respectivei comunități, bineînțeles. Dar aici, la descentralizată, bineînțeles că vedem că unele puncte, unele, nu toate, au legături între ele. Dacă, de exemplu, pică acest cap, sau acesta, sau acesta, nu e nicio problemă, ele pot continua, însă, da, au picat cele care dependeau, sau depindeau, pardon, de respectivele puncte centralizate. În schimb, aici nu se mai întâmplă nimic. Chiar nimic nu se mai întâmplă. Și are legătură foarte mult cu ceea ce în geometria sacră se numește torus sau aspectul toroidal sau floarea vieții. Unde vedem rețeaua perfectă. Poate că nimic în lumea aceasta nu este perfect, dar rețeaua este perfectă. Pentru că are forme simetrice, are legăturile puternice între ele. Dacă putem să ne dăm seama cam cum sunt. Și putem să extrapolăm la a spune că aceste puncte sunt ființe umane, nu așa. Și acestea sunt niște legături dintre ele, niște comunități care se nasc prin respectivele legături. Da, acesta este, hai să spunem, pandantivul sau, mă rog, secretul prosperității. Deci vedem foarte clar că acest sistem, acest model poate fi implementat cu succes, arată succesul, descrie succesul, promite succesul. Și de la succes vine, bineînțeles, prosperitate. Deci este sau nu distributismul un model demn de urmat?
Este sau nu distributismul viitorul României? Micul istoric al distributismului, am spus, începe la noi pe undeva prin 1859-1866, reformele agrare, iată s-a întâmplat, am mai spus asta, s-a întâmplat după ce ne-am unit, a început distributismul, după care a început războiul. La noi războiul de independență de la 1876, dar să știți că au fost și alte războaie și bătălii prin Europa în acea perioadă. După care lucrurile s-au mai îmbunzit, a început Revoluția Industrială numărul 1, episodul numărul 1. Aici trebuie să subliniem rapid că acest episod al Revoluției Industriale, și anume petrolul și cărbunele, pentru că acestea erau elementele economice care dăinuiau, care dominau de altfel atunci, începută pe undeva prin Anglia. Anglia, o să vedem că e foarte importantă și pentru distributism, prin 1868-1872, cu acele fabrici și uzine de cărbune, coal mines și coal factories, ca să spunem așa, care au fost înființate la scară largă în acel mic arhipelag și care, din păcate, exploatau nu numai resursele cărbune, în cazul acesta, naturale, cât și umane. Se știe foarte clar că acele, în epocă și din istorie, că acele uzine, fabrici poluau enorm și, cum să spunem noi, exploatau inclusiv minori, orfani care erau luați și erau angajați într-o oarecare măsură, mă rog, dacă putem să le spunem angajați, lucrau, munceau zi lumină în acele fabrici și erau abuzați. Mulți dintre ei n-aveau familii. Situația socială în Londra, de exemplu, era destul de precară. De altfel și în Franța, în Paris și în alte orașe asemănătoare ca mărime și ca impact sociodemografic, mă rog, și politic, dar și industrial-economic. Corupția era teribilă, bineînțeles că erau mafii ale, cum era în filantropica, mafia cerșetorilor, dar și a, mă rog, adopțiilor de copii, a orfelinatelor și multe alte astfel de chestiuni. Nu era așa de grav ca acum, bineînțeles, pentru că erau alte epoci, dar, într-adevăr, din punct de vedere al unor factori pe care mai târziu i-am numit ESG, Environmental Social Governance, adică factorul de mediu, factorul social și de guvernanță administrativ, nu erau sustenabile, nu erau deloc sustenabile, nici astăzi nu sunt sustenabile. Ne aducem aminte că sunt foarte multe fabrici de telefoane mobile de tip, nu știu, Apple, aparținând, deci, companiei Apple Inc. în China, care au angajați copii până în 14 ani și muncesc mai mult de 10 ore. Dacă ar fi să le facem un raport de sustenabilitate acestor companii mari, mamuți, industriali, ar pica pe capete. N-ar mai fi niciunul sustenabil. Există doar câteva mari companii, câteva mari companii în lume, cred că le numărăm pe degetele de la o mână și mai rămân degete, care sunt într-adevăr foarte sustenabile, nu neapărat perfect sustenabile. Dar ce înseamnă sustenabilitate? Înseamnă ca relația ta cu mediul să fie una reciprocă, să nu dăunezi mediului, să nu dăunezi socialului, să nu dăunezi nici măcar guvernanței, deci nici administrativului, să te guvernezi bine și să fie conlucrare. Dacă nu există conlucrare și există abuz, există exploatare,
de mediu, de resurse naturale cât și umane, atunci nu mai poți spune că este Environmental Social Governance Sustainable, ESG. Având în vedere că am lucrat pe acest domeniu în perioadă, am învățat multe lucruri despre chestiunea aceasta, tocmai ca să vă aduc o altă latură a distributismului, să vedeți cam de ce este distributismul sustenabil. Tot ceea ce este mic, mica comunitate, nu poluează precum o mare uzină de, eu știu, 50.000 de angajați. De asemenea, nu există exploatare, având în vedere că se bazează pe asocierea familială. Dacă membrii respectivei comunități încep să se autoexploateze unul pe altul, sigur că acea comunitate se destramă. Am avut și noi câteva comunități pe undeva prin țara Bâlsăi și prin Ardeal, prin Transilvania, în Bucovina, în probabil că și în Moldova, care n-au mai funcționat, pentru că membrii respectiv, și ați văzut la sistemele acelea centralizate și descentralizate, au căpătat interese proprii și personale. Și le-au pus pe primul plan față de interesele comunității ca un întreg. Astfel că au picat. Învățătură de minte, pentru că aceste forme de autosabotare nu ar trebui să mai existe. Dacă vrem să avem succes, să prosperăm și să funcționeze distributismul și la noi din nou, ar trebui să uităm de toate aceste chestiuni și să ne ajutăm și să conlucrăm, să cooperăm. Dar mass media nu vede bine aceste acest tip de, cum să spun, de sistem. De ce? Din mai multe motive. Primul, că îl consideră utopic, iar adepții lui, noi și, bineînțeles, cei mai mari dintre adepți, Călin Georgescu, Florian Colceac, bineînțeles, și dânsul, Ovidiu Hurtuzeu, și alții, Avram Fițiu, mai este Mirel Manega și mulți, mulți alții care achiesează la această idee a distributismului, sunt considerați utopici. Atunci sunt puși într-un cont de umbră din nou și încă o dată într-un cont de umbră sunt puși pentru că nu vor să le ia locul. Cine? Politicul. Mass media în momentul de față are prin acest spectacol al știrilor o înțelegere nescrisă cu politicul. Eu îți fac show, spune politrucul, de altfel, nu politician, că nu există politică în România și nu există politicieni. Politicienii sunt în umbră, cum ar veni. Aceia care încă nu s-au desăvârșit prin plan, pentru că nu sunt lăsați. Eu îți fac show, spune politrucul, tu mă promovezi și spui exact ce spun eu în show-ul respectiv, în spectacolul respectiv. Este aceasta cultură? Nu. Este subcultură, incultură și îndobitocirea populației cu pâine și circ. Vorba vine pâine. În niciun caz pâinea cea de toate zilele. Astfel că România vede în momentul de față, mass media, pardon, vede în momentul de față un viitor sumbru pentru România. Vin rușii, vin rușii, vin rușii, iar vin rușii. De fapt, rușii pleacă. Nu ne interesează. Nu interesează nici pe ei. România pentru ei este ca și inexistentă. Dar încă se vehiculează această chestiune a războiului, mă rog, care se preconizează și este iminent în Ucraina.
Și o să vedem că am scris și noi un editorial despre Ucraina sau drama românilor de la margine, pentru că în cazul acesta revenim acum la screenshare-ul nostru. În cazul acesta, românii, minoritățile românești din Ucraina sunt iarăși lăsate de izbeliște. Bun. Pentru că așa, nu este o țară în care românii să trăiască bine. Nu este o țară în care românii să fie apreciați, în care să dezvolte. Nu este o țară în care românii să, spre exemplu, să se educe, să învețe în limba lor maternă. Dar este o țară care a fost parte din țara Moldovei, cu toate că acum se numește Ucraina, la margine, în rusă. Este un stat, bineînțeles, artificial creat ca tampon pentru toate corupțiile de tip occidental, în speță germane, și oriental, în speță rusești. De tip rusesc, mă rog. Toate acestea cu intermedierea serviciilor, bineînțeles, secrete, din ambele țări. Austria, Germania, mă rog, țările, de fapt, germane, cât și Federația Rusă, etc. Pentru că, oricum, în momentul de față, Rusia nu își poate permite să înceapă o conflagrație mondială. Din punct de vedere economic, ar fi dezastruos, dar și din punct de vedere militar, pentru că atunci când apeși pe buton, trebuie să înțelegi că te zlănțui și ție însuți sau însăți o consecință fatală mai devreme sau mai târziu. Deci ei sunt destul de conștienți de faptul că nu este chiar sustenabil, ca să vorbim în termenii de mai devreme. Nu este sustenabil să înceapă o conflagrație, nici măcar un conflict aici, în zona aceasta a Ucrainei, spre exemplu. Astfel că se retrag încetul cu încetul. Și oricum, foarte mulți sociologi și politologi de la noi, dar și din alte țări, au făcut analize destul de pertinente cu privire la ceea ce noi trăim acum și aceste conflicte, cu privire la aceste conflicte care chipurile sunt iminente. Da, sunt iminente și există riscul. Dar mass media le umflă, ca de obicei, le hiperbolizează, le exagerează și le dă pe post, nu neapărat de pâine și circ, cât pe post de manipulare prin frică. De ce? În momentul în care manipulezi prin frică, ai controlul a tot. Spunea domnul doctor Călin Georgescu. Spune și noi exact același lucru. Dar să știți că originea acestei țări, cu toate că unii profesori de politologie și istorici au cam ușamalizat-o așa un pic și i-au dat o altă, mă rog, nuanță, este o origine a rețetelor rusificării populațiilor românești din vechea țară a Moldovei, care a fost realizat în anii 1740, 1795 și 1812, la început, prin ceea ce s-a numit la începutul secolului, deci al XIX-lea, planul Prozorovski, după Alexander Prozorovski, mareșalul țarist. Anexarea a fost făcută pe etape a teritoriilor din vechea țară Moldovei, cum am spus, în anii 1740, de la Bugla Nipru, acel teritoriu, de către
în Imperiul Țarist și serviciile respective, secrete, o hrană țaristă, în mare parte, precursoare a NKVD-ului și KGB-ului de mai târziu, 1795 de la Dnipro la Nistru și 1812 de la Nistru la Prut sau Siret. Inițial la Siret, apoi la Prut. În tot acest context, li s-au promis românilor de acolo titluri, bunuri materiale, bogății, dar și independența. Să-i scape de turci. Pentru că atacurile, nu-i așa, Imperiului Otoman erau foarte intense atunci în secolele 18, respectiv 19, și marii salvatori erau rușii. Să vină rușii să ne salveze de ocupant, ocupantul fiind otoman. Nici pe departe, pentru că cu toate că ne-am luat independența față de poarta otomană în 1877, de fapt am constatat că cele două entități geopolitice, Imperiul Țarist și Imperiul Otoman, imperialiste, bineînțeles, expansioniste, bineînțeles, erau oarecum parteneri geopolitici. Trebuie să înțelegem că partenerii geopolitici, și asta a spus-o și Dan Dungaciu, au două modalități de a face, să zicem așa, geopolitică, în politica externă, și anume cu arme și cu bani, sau cu, mă rog, negocierile acestea economice. Dar se fac negocieri. Și se fac pe termen lung, prea puțin pe termen mediu, pe termen mediu doar pentru moment, dar se fac pe termen lung și nu în favoarea noastră. Și astfel că trecem și noi la următorul, aș vrea să vă arăt. Următorul slide, ca să zicem așa. Un articol scris de Dan Dungaciu pentru Adevărul, de altfel apare și pe larix.ro. Don't look up! Nu va fi nicio invazie în Ucraina. Nu este numai Dan Dungaciu cel care spune, ci și Adrian Severin, cu toate că față de Adrian Severin nu avem neapărat o simpatie. Dat fiind faptul trecutului său, nu foarte, să spunem așa, patriot, dar totuși destul de consistent și bogat în experiență profesională și nu numai. Iată că spune foarte clar că este un final de ciclu și marile puteri iarăși își trasează noile granițe geopolitice. Întrebare, unde este România în cadrul acestor granițe geopolitice? Nicăieri. România este aici unde este și nu face istorie. După mintea, bineînțeles, marilor puteri, ca să spunem așa. Tratatele și înțelegerile funcționează atâta vreme cât condițiile care le-au produs rămân în vigoare. Când ecuația strategică se schimbă, trebuie schimbate și înțelegerile. O nouă realitate de putere solicită alte aranjamente de securitate. Atenție! De securitate și nu aranjamente neapărat economice, care pot fi sau nu pe termen lung, pot fi sau nu pe termen mediu. Negocieri cu spectrul invaziei, război și suprarealism, America dă vina pe Rusia, bineînțeles că America acum fiind foarte mult
condusă de aceste tipuri de ideologii, așa zis, democrate, dă vina pe Rusia pentru modul în care gestionează, mă rog, și cum se afișează ea în Europa estică și centrală, bineînțeles, sau partea estică centrală, partea estică a Europei centrale. Nord Stream 2 funcționează în continuare și va funcționa. Cu siguranță că dacă ar mai fi fost Donald Trump președinte și el ar fi negociat, dar în alți termeni, nu cum o face Biden, spre exemplu, în termeni mai pașnici, în niciun caz nu ar fi fost vorba de mișcări de trupe, nu ar fi fost acest pericol pe care de altfel democrații, dacă stăm să ne gândim din America, l-au, cum să spun, l-au comercializat, l-au vândut și l-au revândut prin toate țările pe unde au făcut războaie, pentru că democrații, într-adevăr, au stârnit foarte multe războaie, se vedea războiul din Afganistan, războiul din Iran, din Irak, mă rog, din Iran au fost câteva conflicte. Bineînțeles că asasinatele economice sunt marca democraților din America, mai puțin a republicanilor, iar dacă republicanii s-au implicat vreodată, au fost republicani de tip așa, mai cu ghilimele de rigoare democratici, adică falși republicani, pentru că există și așa ceva. Unii republicani au căzut deja în plasa democraților, bineînțeles, și în loc să-l acuze pe președintele democrat, eventual că nu este capabil să negocieze cu Kremlinul, că nu a închis Nord Stream 2, că face cedări nepermise Rusiei, genul de concesii pentru care un Donald Trump de pildă ar fi fost ars pe rug, n-ar fi făcut oricum. Republicanii îl acuză pe Joe Biden că e un lider slab și neconvingător, incapabil să oprească invazia Rusiei, mai spune Dan Dungaciu. Rușii nu se tem de Biden. Prin urmare, America nu poate opri intrarea lui Putin în Ucraina. Asta a fost înainte ca ușor, ușor să se retragă, din câte am înțeles. Rușii din Ucraina. Ce se va întâmpla? Cel mai probabil nu vor fi invazii. Cel mai probabil nu vor fi războaie, ci mai degrabă se vor trasa și se vor renegocia anumite chestiuni. Știm bine, unii dintre noi, că Rusia a semnat iarăși un acord cu China, de data aceasta pe 20 de ani, pe un termen destul de lung. 20 de ani ar fi 2042, dragi prieteni. O perioadă destul de lungă, nu știu dacă mai apucăm unii dintre noi să vedem câte schimbări s-au făcut și câte se vor face și ce schimbări se fac în toată această perioadă. Regiunea, ne spune Călin Georgescu, spre exemplu, regiunea aceasta cu siguranță că va avea țări care vor dispărea și altele care vor apărea. Să spunem că nu va fi și țara noastră în cazul celor care vor dispărea. Noi vom rămâne, dar să vedem în ce context mai facem sau nu istorie. Da. Față de românii din Ucraina, iarăși este tăcere, se pune batista pe țambal, nu se mai bagă nimeni. Mă rog, au fost câteva declarații ale lui Iohannis recent în presă, mai ales în centrul de presă al site-ului oficial presidency.ro, pentru că nu se numește președinție.ro sau președinția română,
sau președinția României se numește presidency. De ce n-a spus-o în limba germană de acolo? Că era mai corect. Da, au fost, mă rog, niște declarații ambigue. Una se spune și alta se face. Da, avem alocate anumite fonduri, să vedem și noi din nou, pentru minoritatea românilor din Ucraina. Dar ce putem să spunem e că de la zice până la face, cum am spus, este cale lungă. Și am spus așa că, pe de altă parte, revenind în timpurile noastre, cu toate că Ministerul Afacerilor Externe a comunicat în centrul de presă, apropo, centrul de presă al site-ului oficial al Ministerului, un sprijin în valoare de 150.000 de euro acordat de România în beneficiu Ucrainei prin Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare al ONU. Nu știm dacă acești bani implică și ajutorarea minorității românești de acolo. Și cu toate că președintele actual Iohannis a acordat un spațiu amplu într-o convorbire telefonică recentă cu omologul său Volodymyr Zelensky problemelor legate de drepturile persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, în continuare situația se complică și mai mult, autoritățile la București reacționând jenant cu privire la criza care este deja la porțile noastre estice, adică în Ucraina și Transnistria. Să nu uităm că au semnat o lege în care vor să ajute Ucraina, să ofere sprijinul Ucrainei în cazul unui nou conflict. O lege votată rapid în Parlament, Parlamentul României. Și bineînțeles că acest lucru este destul de periculos, pentru că Ucraina nu are nevoie de ajutorul nostru, nici noi de ajutorul Ucrainei, nu avem nimic de a face cu Ucraina, având în vedere că este, repet, o țară artificial creată, ca și Statele Unite ale Americii, de altfel. Dar Statele Unite ale Americii este o mare putere, sau cel puțin așa se vrea fi, o putere care, bineînțeles, a fost creată cu sprijinul, în primul rând, puterilor anglosaxone, în al doilea rând, puterilor din alte țări ale Europei, Franța, Olanda, sigur, Spania și altele. Cam toată Europa aproape, până și România, a contribuit într-un fel sau altul la crearea Statelor Unite ale Americii. Să nu uităm că Gheorghe Pomuț a fost acel militar de valoare care a reușit să-l convingă pe țarul Alexandru al III-lea să vândă o anumită sumă de câteva sute de milioane de euro, de dolari, mă scuzați, la vremea aceea, prin 1860 și ceva, să vândă Alaska Statelor Unite ale Americii, pentru că atunci făceau parte din Imperiul Țarist. Era teritoriul rus. Iată că am contribuit și noi la formarea actualei țări numită Statele Unite ale Americii. Da, Ucraina este o țară care nu are foarte multe resurse naturale, în afară de, bineînțeles, agricultură, mai are foarte puține, nu se poate autosusține din punct de vedere economic, trebuie neapărat cineva să susțină, inclusiv acel cineva fiind Rothschild, de exemplu, care a cumpărat, da, trebuie să o spunem, și trebuie să o spunem cu avertisment, a cumpărat datoria externă a Ucrainei, astfel că ce putem să spunem este că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, poate această țară o să fie scindată, spartă, în mai multe mici regiuni. Doamne ferește să nu cumva să fie și țara noastră, pentru că există un plan, știm bine, un plan al scindării României în mai multe
regiuni, adică de regionalizare a României. Plan care l-a semnat, din câte știu, pentru care a semnat pseudo-patriotul de astăzi, Liviu Dragnea, care a furat proprietatea intelectuală sau parte din proprietatea intelectuală a lui Constantin Cojucaru, și anume fondul suveran de investiții. Care fond suveran de investiții? Este același cu Fondul Național de Capital Distributiv, care apare ca și parte din proiectul Constituția Cetățenilor. Iată, i-a schimbat numele numai ca să nu-și dea seama. Noi ne-am dat seama, apropo, mai ales că am fost în proximitatea domnului Constantin Cojucaru. Ne-am dat seama foarte repede, ne-a și spus. Ne-a zis nici măcar mulțumesc, măcar dacă fura, domnule, să fi furat cum trebuie. Ei tot, lași numele și spui, mulțumesc, domnul doctor Constantin Cojucaru. Nu s-a întâmplat acest lucru. Iar astăzi Dragnea a ieșit din închisoare. Este un foarte mare patriot și a făcut un partid propriu, Alianța pentru Patrie. Îi urăm succesuri. Dar nu uităm faptul că a semnat pentru regionalizarea României, da? Este acel plan în care se vede din nou, așa cum a spus Vladimir Putin, care este denumit de către Klaus Schwab astăzi ca unul dintre acei absolvenți ai Young Global Leaders School, da? Școlii pentru lideri globali ai lui, altul fiind și Bill Gates, bineînțeles, acel psihopat, și alții. Și Putin a spus-o, a reiterat-o recent de câteva ori, că România ar trebui să se întoarcă la sferele anterioare de influență, anterioare secolului 20, cu alte cuvinte să fie ciopărțită din nou. Din punctul nostru de vedere, cam asta ar însemna. Este acea hartă în care apare Muntenia. Oltenia este separată și în locul numelui Oltenia scrie Țigan. Apare Muntenia, apare Basarabia, unită la România. Transilvania este dată la unguri și Dobrogea la bulgari. Dacă această fâșie de țară este cea în care vreți să trăiți, dragi români, dragi prieteni, nu aveți decât, dar noi nu vrem acest lucru. Așa că ne opunem și ne opunem vehement, spunând, în primul rând, adevărul. Adevărul care, iată, pentru că am spus, este unul dintre absolvenții, mare gafă al lui Klaus Schwab, de altfel, care nu este un om foarte extraordinar de inteligent. O mare gafă, deconspirându-și agentul. De ce? Pentru că a vrut să arate că, uite, domnule, că și lideri mondiali achiesează la așa ceva și sunt de-ai noștri, au fost în școala noastră, au fost școliți de noi. Și școala voastră ce prestigioare? Și ce trecut are școala voastră? De altfel, este Vladimir Putin este un apropiat al lui Henry Kissinger. Acela care a spus că numai printr-o criză sanitară puternică, o pandemie, de exemplu, am putea să instaurăm noua ordine mondială. Cu alte cuvinte, Marele Reset sau noua ordine mondială se realizează pas cu pas treptat și noi ar trebui să cam facem parte într-un fel sau altul din el. Ori fiind ca și o țară nesemnificativă, mică, ciopărțiți și împărțiți în landuri de vreo, să zicem așa, 5 milioane de locuitori sau 6, cum este Moldova din coace de prut astăzi, sau 3 milioane, în fine, și să
fie implementat pe tot teritoriul țării metodele tehnologice ale globaliștilor. 5G, smart grids, inteligența artificială, etc. Poate o să vorbim despre acest subiect. Sau o să ne autoguvernăm. Și atunci o să venim și noi la masa negocierilor cu ceva foarte clar și foarte simplu și foarte, cum să spun, pe interesul oamenilor. Spunem nu tehnologiei, dar depinde ce faci și cum este acea tehnologie și ce, ce impact are asupra omului, naturii umane și naturii înconjurătoare, bineînțeles. Apropo de ESG, nu așa? Am fost și noi la Bruxelles, prin partenerul meu și coleg Mihai, împreună cu, în colaborare, bineînțeles, cu News România, cărora le mulțumim pentru această oportunitate. Și am putut să vedem și noi cam ce a însemnat un protest la Bruxelles, mai ales că Cristian Tereș, nu așa, europarlamentar BNCCD, a fost în repetate rânduri la protestele de la Bruxelles, din câte mai multe din Austria. A vorbit și despre protestele în mass media românească, protestele din Germania, în special Berlin, din Anglia, în special Londra, în UK, din Spania, bineînțeles, Madrid, am înțeles că a avut proteste mari, a început să se miște, Italia iar și a început să se miște, măsura care la începutul pandemiei se mai mișca, dar de când cu etapa a doua, adică marea înțepare sau vacciniadă, nu s-a mai mișcat chiar atât de mult, dar a început să se miște din nou și iată că avem proteste mai peste tot și în Slovenia, din câte am înțeles, în Europa. De ce am fost la Bruxelles? Asta ca să înțelegeți că am postat și noi pe grupul România Culturală, cu toate că, grup de Facebook, cu toate că am spus că în acel grup vom posta doar ceea ce ține de cultura română. Am fost acolo pentru că, să dăm și noi slide-ul, da? Slide-ul corespunzător. Am fost acolo pentru că am vrut să vedem cum trăiesc oamenii în Belgia, în Bruxelles, cum sunt protestele, prin ce trec și ce se întâmplă. Hai să vedem. Și să ne putem să luăm și noi aminte, să putem să fim avertizați cu privire la aceste probleme. Am fost foarte bine primiți. România, bine ați venit. Mai toată lumea îl cunoaște pe Chris Terheș. Știe ce au făcut, ce a făcut Chris Terheș pentru, de altfel, democrația europeană, așa, în general, în mai toate țările. Oamenii nu uită, știu, atunci când, într-adevăr, ești un patriot adevărat în țara ta, bineînțeles că ești patriot adevărat în toate țările. Nu contează că ești la Bruxelles, nu contează că ești în alte țări. Erau acolo, bineînțeles, și români. Ne-am întâlnit și cu câțiva români. În momentul de față sunt mai mult europeni din diferite țări. Și, da, iată steagul României. Am înaintat mai departe, iarăși brazilieni, avem și din America de Sud, de ce nu?
m-am înaintat și am văzut cam ce, cam cum este de fapt un protest de mare amploare acolo și de ce nu avem și noi un protest de asemenea amploare de 1 milion, 2-3 milioane de români care să umple Bucureștiul, străzile Bucureștiului efectiv. Mai greu la noi pentru că na, suntem comozi. Sau noi nu avem nevoie, nu avem neapărat nevoie, cum spunea și Chris Terheș, în momentul de față, având în vedere că na, suntem singura țară sau aproape singura țară, iată, verde din Europa, nu avem neapărat nevoie să protestăm și să ne opunem în acest fel. Noi ne opunem în alte feluri, pe acțiuni juridice, pe acțiuni civice, de altă amploare, nu neapărat proteste. Dar, da, sunt importante protestele pentru că dacă nu spui nu, dacă nu arăți lumii, bineînțeles că bună ziua, România, bună ziua, iată. Suntem apreciați. Grație lui Cristerhe și a celorlalți europarlamentari români care s-au implicat și într-adevăr au dat în vileag ceea ce se întâmplă cu acele contracte ilicite, de altfel, din punctul nostru de vedere, cu compania Pfizer, nu? Acele contracte care, din câte ați văzut și voi pe diferite canale de media alternative, de altfel că în mass media nu vedeți atât de mult aceste contracte, decât poate pe 1-2 posturi, acele contracte care sunt pline de ștersături și corecturi, mă rog, în negru, multe din pagini sunt efectiv în totalitate înnegrite. Și atunci ce fel de contracte sunt acele? Corupție, corupție la nivel înalt. Bravo News România, bravo revista România Culturală, am făcut o treabă și vreau ca și voi să vă uitați. Avem protestul de la din Bruxelles, Brussels. În două părți, să vă uitați cam ce au pățit jurnaliștii noștri acolo. Au fost și gazați, au fost și reținuți de poliție și de jandarmerie. Nu toți protestatarii sau nu au fost reținuți protestatarii din toate țările, ci din anumite țări. Se pare că noi am scăpat pentru că, iată, nu am fost una din acele țări în care ordinele, hai să spunem așa, din interior de sus, să fie avut efect asupra noastră, să ne rețină și să comită abuzuri efectiv asupra noastră. Îl felicităm pe partenerul nostru Mihai și pe Remus Rădoi de la România și Doamne ajută să avem în continuare și materiale pe care să le postăm de acest gen. Nu ne dorim neapărat să intrăm, să mergem la proteste și să intrăm în mulțime și să facem acest tip de jurnalism, dar iată, de cele mai multe ori iată că de cele mai multe ori trebuie să facem. Dăm și noi un stop share aici. Da, iată că, dragi prieteni, am vrut să mergem acolo și să vedem cam cum funcționează anumite aspecte ale statului totalitar. Bineînțeles, autorități care abuzează de protestatari, abuzează de cetățeni. Drone care zburau deasupra și filmau, bineînțeles, și alte tipuri de surveillance cameras, nu? Camere de supraveghere, care erau instalate deja acolo. Pentru că, iată, la noi e bine. La noi, în România, este foarte bine și atunci, care este viitorul nostru? Este cumva autoguvernarea viitorul nostru sau este
Globalismul. Mergem cu globaliștii sau cu noi înșine, prin noi înșine? Vrem să încheiem spunând că autoguvernarea este considerată o utopie de către cei care vor să fie în rândul lumii, nu? Să facă parte din acest mare reset care se tot înlățează și iată că ne amenință cu marile schimbări. Dar încă o dată vă spun, dacă globalismul și acest mare reset ar fi funcționat, nu ar fi fost în... și abuziv de către așa numitele autorități. Da. Nu ar fi fost implementat într-un mod coercitiv sau prin impunere, prin forță și prin luarea cu forța a drepturilor și libertăților prin intermediul minionilor lor, să spunem așa, pe care știm și îi vedem în fiecare zi la televizor. Acestea fiind spuse, am consemnat al vostru devotat, Patrick Matiș. Vă salutăm și vă urăm o seară cât mai bună. Dacă v-a plăcut acest episod, bineînțeles, dați un like. Dacă nu v-ați înscris, dacă nu n-ați dat subscribe, dați un subscribe ca să fiți notificați pentru apariția următoarelor episoade, când le vom posta și noi. Și seară bună, în continuare, toate cele bune!